revenit la starea sănătății. Dacă studiezi cu atenție diverse diete înconjurate de mult marketing, îți dai seama că de fapt dorința specialiștilor este să pună mâna pe o singură cauză a problemelor de greutate. De aici dezbaterile fără sfârșit. Caloriile? Nu, carbohidrații. Ești prost, alimentele procesate. Bă, ești tâmpit, carnea roșie, mă. Ce fraier. Lactatele grase, bă. Nu e așa cum metre, grăsimile astea saturate-s de vină, am citit eu. Sau nesaturate, că nu mai știu. Na, toată lumea are ceva dreptate. Vinovatul de serviciu timp de decenii întregi a fost grăsimea. Normal, domne, din moment ce obezitatea înseamnă grăsime, grăsimea pe care o mâncăm e de vină pentru acumularea de grăsime. Logic, da? Dacă n-ai pus mâna pe o carte în viața ta, poate. De asta e important să înțelegem cum funcționează corpul și ce rol joacă grăsimea pentru o stare bună de sănătate. Trebuie să reținem asta, fraților. Orice mâncăm poate deveni grăsime în corpul nostru. Știți că există mai multe tipuri de grăsimi. Cele saturate sunt așa pentru că au halid molecule de hidrogen și tind să fie solide la temperatura camerei. Untul, grăsimea animală sunt exemple bune. Alea nesaturate n-au o relație bună cu hidrogenul și atunci sunt lichide la temperatura camerei. Și mai sunt acizii grași omega-3, bă, șmecher, rău de tot, șmecher! Și îi găsim în pește, nuci, semințe de in și în alte uleiuri vegetale. Epă, ăștia, omega ăștia, corpul nostru nu-i poate face, deci sunt esențial pentru sănătatea noastră. Și îi luăm din surse naturale, cum ar fi uleiul de măsline, peștele sau avocado. Și nu din mizerii făcute de mâna omului procesator, cum ar fi margarina. Fraților, asta, margarina, e o travă curată, nu mai mâncați așa ceva. Grăsimile pe care le găsim în margarină și în toate produsele de fast food și care poartă numele de grăsimi trans produc mari probleme de sănătate. Doar că nu vrem să pricepem. Colesterolul ăla rău de aici vine. La fel de punerile alea pe artere care cresc riscul de boli de inimă. Bă, deci rău, moarte pe termen lung. Pur și simplu suntem cretini dacă le consumăm. Deci, ochii la mine, Tarzan, Jane, avocado, grăsime nesaturată, deci bun. Grăsimea din carne, grăsime saturată, așa și așa. Reduceți consumul cât de mult puteți. Margarină, cartofi prăjiți de la fast food, grăsime trans, moarte, tati. Ne-am înțeles? Vă aștept de la 22:30 la Starea Nației.